Iar nu s-a spălat mârlanul? Nu, bă. S-a fudat canalul de la stradă și ne intră mirosul în pipniță. Păi sigilați-o, naibii! Am sigilat-o de mult, deșteptule. A pus chiar și scoși pe uși. Dar tot iese miros. Păi da, dar intră în mine. Foarte bine-ți faci. Să te rup. Băi, deschideți ușa! Ai, mă, nu faceți glume de-astea! Băi, s-a înfundat canalizarea! Ai, mă, o să mor aici de putoare! Aer! Mârlane. Vorbești! Să trăiți, bors, bine ați venit! De ce l-ați anunțat în timp? Că vă pregăteam și eu ceva, o grisină, o măslină, o țuică fiartă. Ce dracu ai făcut, mă, aici de pute în halul ăsta, a? Ai aruncat cadavre în pivniță? Ce ai făcut? De fapt, evident că l-ai aruncat dacă dormi până la ora asta. N-ai avut timp să le îngropi. Păi eu n-am îngropat nici măcar unul, bors, că nu mi-a zis unde e. Ce-a făcut? Nu ți-am zis unde e? Nu ți-am trimis, mă, adresa. Ce adresă? În plic, ți-am trimis adresa, în plic, sub formă de scrisoare, că mail-urile și telefoanele sunt interceptate, după cum bine știi și tu. La scrisoare nu se mai uită nici dracu. Eu mă uit, boss, mă uit tot timpul la scrisoare, că acolo îți poate să fie facturi pântre ele și dacă nu le citesc să văd că am de plătit, intră pe curentul și mă lasă. Și dacă a citit cineva, plicul mi-a aruncat mort în pivniță și eu l-am aflat și ce mă fac, cum scap de el? Ce asta, boss? Sunt niște substanțe de îmbălsămat. Și ai grijă că sunt foarte sensibile. Dacă intră în contact cu aerul, s-a terminat cu ele. N-auzi când ai voie să umbli la ele. Sunt biodegradabile, nu trebuie să intri în contact cu aerul. Și eu ce să fac cu ele, boss? Că nu mă pricep la biodegradabile de-astea. Trebuie școală pentru... Nu sunt pentru tine, mă. Tu trebuie doar să le duci patronului de la... altă... firmă de pompe funebre. Aha. Zic așa. Unde mă văz cu el? În pădure la Băneasa, la noapte. Aha, pădure la noapte? Dar asta nu lucrează ziua, boss, că eu noaptea nu prea merg în pădure, mi-e frică de țânțari. Trebuie să fie noapte, pentru că o să vrea să le vadă și, după cum ți-am spus, astea sunt sensibile și la lumină. Da? Da! Așa, asta, acolo... Poponețule, o scrisorică. Alo? Eu? Aha. O fi de la vreo admiratoare, mai știi? O fi. Uite, e roșie. Nu scrie nimic pe ea. E, nu scrie, scrie destinatar, poponeț. Păi da, mă, ți-e destinată ție, dar nu poliției. Ia să vedem noi. Așa. Da, foarte tare, e de la admiratoare, băi, dar ce-mi place. E una care nu mă lasă deloc să trăiesc, adică îmi trimite tot felul. Bine că nu află Teo, că dacă ar afla, cred că ar fi foarte geloasă, am și probleme acasă și da. Săracă de tine. Să nu spui. Citește, nu-i spumă, hai, pa. Glume proaste. Ei, atunci hai să facem. Ne scriem singure o scrisoare de la o admiratoare să se enerveze Teo. Deci, dragă Popone. Bună! Bună! Ce face, Poponeț? E înăuntru, citește o scrisorică de amor. Ce, mă? Zi de la cine? Ce? Ce? Adică ce? Scrisorica de amor. Bă, nu face-vă prostul cu mine!
Ce scrisoare, că și ce am mort și ce scrisoare? Aia pe care ai ascuns-o, Păpunețule. Eu n-am ascuns nimic. Păpunețule, nu te juca cu nervii mei, dă scrisoarea încoace că... Ce? Și ce-mi faci dacă nu-ți dau? Ce-mi faci dacă nu ți-o dau pe scrisoarea care nu am? Bine, bine. O să aflu eu cine e fufa, păi și-am mar de ea. Ce am păcălit? Foarte bună idee asta. Unde e, mă? Unde e scrisoarea? Asta o să aprindă focul dragostei. Și de seara, când o să mă duc acasă, o să ne certăm puțin și după care o să facem make-up sex. Asta e. Au, 3 din 5. O, de prima. Bună ziua! Bună ziua, cu ce vă pot fi de folos? Aș vrea așa să-mi dați și mie corespondența. O secundă. Nu aveți nimic? Nici iubitul meu? Pe-a lui trebuie să-i dau personal. De ce? Păi, e persoană oficială și poate avea lucruri importante, doar pe semnătură. Da, semnezi eu în locul lui, că și eu sunt persoană oficială. Eu vă înțeleg, dar trebuie semnătura lui, așa e legea. Altceva? Ok. Ce dracu putea și ea, papacia? Avem vreun mor pe casă? Dacă-i vreun mor, să știți că eu nu răspund de el. S-a afundat canalul de la stradă și de iese mirosul, pibniță. Asta era. Mă și speriasem. Ați sigilat aerisirea? Normal, deștept. Care aerisire? Aia din pivniță, mă, că de-acolo vine mirosul. Voi ce-ați sigilat? Ușile. Cum să sigilez ușile, bă, deșteptule? Că pe uși trebuie să iasă mirosul. Doamne, bă, unde voi fi găsit-o v-am adunat în casa asta? Dar ce-ai, mă, în geantă ai adot râi după tine cu așa debilitate? Cărți, Chiorete. Bă, te fac o carte? Poate mai uită de miros. Doar te aștepți ca în târna lui să fie chiar cărți de citit. Bine, bă. 10 lei linia, 12 lei marți. Ai zis? Da. Băi, ești nebun? Ăsta se dă mare patron și e un piețar amărât. Uită-te și tu ce face, vinde parfumuri. Parfumuri ei, dă să miroși și fac. Stai, potolit, vrei să te intoxici, astea sigur d-alea ieftine. N-are ăsta bani să facă comerț cu d-alea scumpe. Da, ia du-te și adu cărțile noastre, bă, atunci. Ce mai v-am dat? Insecticid, să mor eu! Și dai fire mirosul! Ai risit, bă, toată casa până-mi punem pe cineva să astupe în pivniță! Auzi, nu mai bine-i zicem noi lui Mârlanul să verse 2-3 sticluțe de-alea beci, că poate se mai duce duhoarea asta. Ce sticluțe, mă, cu ce să dea? Hă? Cu porcările alea de parfumuri de neptâră după el în geanta aia. Ce să crezi, știi ce a descoperit? Că Mârlanul nu e bare patron, e piețar, vii de parfumuri. Ta mătăruța, ce ai pățit? Ai ghițit-o broască? Am ihalat spray de țânțari. Acum am un miros anapoda în gât. Unde ziceai că sunt parfumurile alea? Uite-n diplomatul ăla de mare patron. Gata, bă, am găsit instalator. Ia uite, meseriaș, l-am găsit la el la birou. Adică în primul canal. Păi ce mă să pricepe ăsta? Să pricepe, nu să pricepe. Altul mai bun nu găsim. Ăsta e cel mai bun la... Ia băgă-te, mă, că miroși la fel ca canalul. Trece pace. Dai să... Băgă-te, mă! Mamă, ce lux e aici! Poți să rămâi? Du-te acolo, mai întâi! Auzi? Învârte de roata aia! Nu așa, mă, invers de când mersul acelor de ceas tonic, cum merge ribile la ceas! Păi eu aceasta electronic, bă, n-are limbi. Îți dau limbi de nu te vezi, auzi? Învârte acolo! E
Obraznic până la Dumnezeu! Să rămână! Dacă scoți un sonet, te fac pământ de flori. Ai auzit? Nu mă omoră, te rog, îți dau toți banii. Dă corespondența! Atât? Corespondența! 2 minute, nu miști, nu respiri. Aha. Vezi că am pușcă cu lunetă și te văd. Fii atent, da? A, nu iar! Macao! Mai am un joc și fac 10-0. În visele tale faci. Cu ce chef de ceartă? De-aia ai vrut să jucăm cărți? Te-ai certat cu Chiorete și nu mai aveai cu cine, a? Nu, mă, nu, că nu mă enervez, na! Nu te enervez! Intră! Bună ziua, îmi cer scuze că dau buzna. Domnul Chiorete este acasă? Nu! Am înțeles, pot să-l aștept? Vreau să depun o plângere, am fost jefuit și e prietenul meu. Mario! Așteaptă-l! Hai, trage! Băi, extraordinar cât noroc! Ai, mă, zici că ai băgat mâna aia în... E, dacă e prostă hârtie, hai, marcă banul. Mă, la bani stă capul. Na, mă, na, ia-ți de norociții de bani. Că joci cu mine pe bani, ia, joacă singură de-acuma, hai. Mario, a? Nu. Mai, nu? Nu. Te bagi? Unde? La o carte. Da, de ce nu? Dar jucăm și noi pe o sumă mai serioasă. A. 10 lei e jenant. Sunt de acord cu tine, dar te pui cofticotul ăla. Hai, marcă! Ia, bani ai? Are palta pește. Hai, hai, hai. Hai că sigur mai ai. Îți spun sincer, nu mai am, ăia au fost tot. Ia, ia mâna că-s banii mei, ai pierdut? Hai să mai dăm o tură pe toată suma, te rog. O tură pe toată suma? Îmi pare rău, e foarte târziu, chiar nu mai am timp, baftă, baftă! Dar sunt banii din pensii, mă moară la oficiu, te rog! Oh. Domnișoara Grațiela, ce bine că vă văd! Ah. S-a întâmplat în norocire. Nu spune că ai fost atacat și ți-au furat banii de pensii. De unde știi? Păi mai nou sunt 5-6 cazuri pe săptămână. Ia zi, unde s-a întâmplat? Păi... să-ți explic. Deci nu-i le trimite aici ordinară. Nu e proastă. Ce faci la ora asta, amorezule? Te-am trecut așa să văd dacă mai ești supărată, supărăcioasă. Dar văd că ce-ai făcut? Ai jefuit poștașul? Ce, mă? Bă, tu ai luat o razna? Astea sunt scrisorile primite la cabinet de la... Dar tu de unde știi că a fost jefuit poștașul? M-a sunat Grațiela, că ea se ocupă de caz și vrea să ne întâlnim. De ce să se întâlnească cu tine? Nu știu, poate că mă place. Ha-ha, poftiți, ha? Haide, mă, a primit și în sfârșit un caz după atâta timp și pentru că îl cunosc pe poștaș mai de mult, vrea să stea de vorbă cu mine, că de fapt poștașul venise să facă reclamații la Chiorete. Mm-hmm. Motive, motive și iar motive, numai ca să vă întâlniți mie. Haide, spui, mă, da, lasă că-l sună pe Chiorete, ia, stai puțin, ia, stai. Bună, Chiorete! Auzi, tu știi ce a făcut Grațiela? Bă, atunci ai o problemă dacă nu știi. Ți-a luat cazul. Poștașul venise să facă reclamație la tine. Și ea, pac, ți l-a luat. Ce naiba parfumul ăsta? Nu mai am eu miros de la atâta putoare. Naibii parfum, ce amuzant e! Pe tine te poți trezi, nebunule. Mai cam și chef de distracție acum. Cum e? Floare la ureche, am și studiat dosarul. Da? Oțu i-a furat banii de pensii. Ah, i-a furat banii, zici. Ah,
ți-a zis asta poștașul? Nu mi-e dragă, lucrați el, că trânsa l-a interogat. Dar nu-ți face griji, că banii e notați cu seriile în trezorerie. Deci cum le-a pus în circulație, cu un hat l-a încățat și pe urmă ți-l crapă. Da, Ioane, mernicu. Băi, ai văzut că până la urmă eu stau fie în beci? Ce sta fie, mă? Ai scăpat tu ceva pe-n baie, l-ai lăsat pe ghiuveta căzută sau asta așa? Și atunci de ce Paliu a intrat în beci și n-am ieșit? Pentru că Paliu are 1000 de ieșiri din beci. Merge până canalizare, până alea, ce nu știi? E sta fie, zic eu. Păi cine râde așa? A fost eu acolo, nu era nimeni. E spirit atunci, se lasă văzut doar când vrea el. Să draguna! Ce ne facem? Îl trimitem pe Paliu și așa ăsta nu se sperie că nu-i fură sufletul că-i diliu. Ai văzut tu vreo stafie dilie? Hai, ai dreptate, du-te și zi! E, că cine știe în ce canal o fi el băgat pe acolo? Da, mai bine îi dau un telefon. Păi n-are semnal, mă, canalizare. Las că are semnal la SMS, să-i dau mesaj. Gata. A, cu așteptăm. Ce? Răspunsul. Da. Auzi, rămâi tu și așteaptă răspunsul că eu mă duc, am un comision de făcut. Am de dus o valiză. Valiza. Fă! Unde-i valiza? Te nebunesc, unde-i valiza? Unde-i pus-o? Uite-i! Știu unde-i. Hai cu mine. Hai, du-te. Ai vino cu ați? Stai că nu... Ce te împingi, mă, așa? Să știi că ai bar pe spate și tu și bărbatul. Stai că să timpul limonă un bar, jur. Ce înțit, mă, netrepnicule, că ți-am luat și banii, a? De unde știi? Răspunde la întrebare, căuți! Stai că recunosc tot. Am pierdut toți banii la cărți. Și vă ăștia să mă dea afară și am familie și am copii. Când e mernicule, ar trebui să mă denunț, știu, dar ți-e frică că intri și tu. Vezi? De-aia nu merge nimic în țara asta, că toată lumea e coruptă. Pot să plec? Îmi cer scuze, primește-mă înapoi. Stai că a intrat spiritul în ea. A terminat-o. Da, ajută-mă să iau geanta. Fii atent, tu o ridici de cap și o trag ușurel geanta. Eu nu mă ating, că se bagă spiritul în mine. Tantalo, ești mărav, o ridic eu de cap și tragi tu ușurel geanta. Păi nu trag eu, hai. Ce aveți, ce aveți, mă? Ha, fantoma, a intrat în Barbara și nu pot să scot valiza de sub, că-i sub Barbara valiza și n-am cât. Mi-e și frică, are puterea și forța fantome. Și eu ce fac, mă, cu ăștia, că trebuie să îmbălsămeze o familie întreagă? Și cum să... Păi, cum a crăpat o familie întreagă? Căzut casa pe stric sau cum? Vezi, boss, dacă cumpără materiale la mâna a doua să-și facă casă, asta e. Dar n-am cum să iau valiza de sub, că mi-e și frică, e... Are, trebuie să aducem un escrocist să scoată dihania din ea. Un ce, mă? Un escrocist de la care, un soi de popă care scoate spiritele de oameni. Exorcist, băi, mârleane, și las că vă aduc eu unul de... Ia dă-te motivar fantomele, Ani, dracu. Bă, uite! Doamne ajută-l, Doamne ajută! Nu-l lăsa! Bă, cât e de mare, pe atât ai de prost. Doamne ajută! Scoate geanta că te exorcizeze, nu te mai ridici din pat o lună. Da, vreau! Că nu m-am distrat niciodată cu un mafiot! Vreau! Da, vreau! Ce-ai pățit, măi, Chiurete? Ai turbat? Eu? Chemi întreg cartierul la interogatoriu?
șeful, dacă permite, ce cazul ăla grav cu poștarul care a fost jefuit să trăiți. Și ce, mă? Și ce? În fiecare săptămână sunt jefuiți poștași. Și asta înseamnă că tu trebuie să chemi întreg cartierul la investigații? Da. Și în majoritatea cazurilor, poștașul e și hoțul. Bea banii și pe urmă reclamă că a fost jefuit. Sau poate-i bea cu cineva. Tu să-l taci, hoață, de cazuri care-mi ești. Tu care mi-ai furici cazul, te-ai băgat peste mine. Ce ai crezut, drag? O să rezolv tu? O să rezolvi un drac din 14? O să rezolv tot eu, care sunt caraliu bătrân. Adică sunt pur sânge. Eu care sunt... Ești pătaie paradisul ăsta! Pătaie, ce faci? Și colaborați amândoi la casă. Ce-a terminat discuția? Așa e mai bine. Nu se ridică trânsa la capacitatea mea, la flerul meu de nas, dar spre binele anchetii colaborăm, bre. Crisorică! Te nenorocesc! N-o face pe proasta cu mine, zic că nu Popuneți a scris asta. Ce ai, femeie, ești cu cap, era pe birou. Păi da, dar ce caută la tine în mână, a? Păi am crezut că e corespondența. Mm-hmm. Nu merge așa, fetiță, tu trebuie să-mi spui tot că Albert până diseară te trimit la sanatoriu. Au, știi ceva, ești cu cap rău de tot. Tu nu, cauți altă rivală în altă parte, nu la mine aici. Eu nu renunț la cocoșical meu. Și de ce mi-ar trebui mie scrisorile când eu lucrez cu Popuneț al tău? Da, să șe. Auzi? Dar să știi că eu am mai văzut tipul ăsta de... scrisorică. Da, unde? La vilă. Varvara, trebuia să mă gândesc că tu ești o pistă falsă. Stai că vin și eu! Treci în poate că n-am terminat cu tine! Ia ce ai mai și mănâncă pe aia tot ce e în ea, că mie nu mai trebuie! Frumusețe! Ce-ai evitat ochelarii! Vino aici, ai! A, deci asta e adresa unde se întâlnesc. Mă duc. De ce le fac? Care drăgiți ușa, mă, ca niște ghiolbani? Frumos ăsta să-ți bagi joc de persoane slabe de înger. Scuza, tu nu prea par slabă și nici față de înger n-ai. Ce ai zis? Nu ți-e rușine să iei pâinea de la gura cinci copii, obraznico ce ești? Ce gură, dragă? Ce copii? Ce cinci? Oh, ai cinci ca tine? Nu eu, poștașul! Ți-ai bătut joc de el la cărți, l-ai ars? Păi, e dreptul meu, dragă, am avut carte mai mare, na. Conform legilor în vigoare sunt interzise jocurile pe bani. Alege, ori dai banii înapoi, ori te bag la pușcărie pe... Aaa, stai așa, ce puști? Stai, dragă, că dau banii înapoi. Așa mă gândeam și eu. Dar de curiozitate, de unde ai știut? M-a părât poștașul, nu? Nu te-a părât nimeni. Am văzut eu când ați jucat cărți. Deci așa, spălpie, pe ce că fricești cazurile, mai faci investigație de una singură. Deci nu vrei colabora la caz, da? Nu colaborez, că nu-i niciun caz, mai lasă-mă! Hai, dragă, nu! Ce jen, te-ai vorbit cu Matie, spus, m-a aburiz, da? Nu, mă, nu, Ema a jucat cărți cu poștașul și el a pierdut toți banii. Dar mărinimoasă cum e Ema, o să-i dea banii înapoi, nu-i așa, Ema? Da. Vezi? Caz închis. Și hai la secție că să rezolvăm acum și cu poștașul. Hai mai repede! Stai, dragă, mai uite aia asta! Ce dragă! Aaaa, loge, mai căruca! S-a fudat canalul de la pibliță și de iese birosul pe stradă. Stai acolo, că eu o dau acum.
Ești ok? Nu, hai. Rău, dar hai. Haide. Încercăm? Dar nici nu văd nimic de în cauza minunatei cagule. Da, nu merge nimic în țara asta. Că toată lumea are pe toată lumea cu cineva la mână. Cu ce? Vezi? Aia nu merge în țara asta. Toată lumea are pe toată lumea cu cineva la mână. Cu ce? Cu ce? Cu ceva, măi, dragule, mă. Cu ceva! Mă dare piciorul, mă, că și era aproape bun asta. Băi, aduceți peruca aia neagră, că asta o luăm, nu? Am pierdut banii la cărți. Și ăștia vreau să mă dea afară și am familia, am copii, peste tot am. Oh, nu trebuie, Nicule. Ar trebui să ne trebuie, Nicule. Și-am terminat! Ce să faci cu Jeanu? Mă, acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Ți-a luat ceva timp ca să mă chem singur la birou? Ba, nu mi-a luat deloc. E un moment trist. Haide, mă, iubi, mă, iar începem cu d-astea, cu... Ce să începem, mă, ce să începem cu d-astea? A murit unchiul Angheluță de la voluntari. Care e unchiul Angheluță? Nici n-ai știut că ai vreun unchi. Am. Și ce unchi? Nu vrei să știi ce am moștenit de la unchiul Angheluță de la voluntari? Și treaba mea cu rudele tale, cu ce ți-a lăsat, ți-a lăsat. Foarte bine că ți-a lăsat. Aha, ți-e rușine să recunoști că am rude mai bogate decât tine. Uite, mă, ce rudeam. Unchiul Angheluță ne-a lăsat un bar în voluntar lângă Europa. S-o fi gândit, săracu, că eu sunt mai bai mama mea din familie. Și ce a zis, am și eu să trăiesc bine. Foarte bine. Dumnezeu să-l odihnească. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Adică acolo unde e. Foarte bine. Și ce o să faci? O să te duci să ai grijă de bar în timpul liber sau cum? Ca de obicei. Un laș și un incapabil. Tu o să te ocupi, mă, de bar. Tu o să te ocupi. Că ești bărbat. Normal, dar cine? Eu ce vrei să râdă rudele alea de mine? Că după ce că sunt săracă, mi-am mai luat și un bărbat, fătălău? Știu că nu se poate, mă, eu sunt polițist. Eu nu pot așa să mă ocup de un bar. Ce zic eu, cârciumar? Păi nu mă interesează, mă, cum faci, nu mă interesează. Ești bărbat, te ocupi de afacere, asta e, se la vie. Mă duc la mormântare. Pa! Să
Ceva bun? Aici e secția de poaleți? Ce ai, mă, Chiulete, te-ai dilit? Fuși că te așteaptă Matescu, te caută de 2 ore. Bă, dar tu te știi schimbă, ce dracu umbli mașa, e sub acoperire? Să mă schimb? Trebuie ținuta obligatorie aici? Să-mi pun cravată și costum? Ce ai, mă, că nu înțeleg? Eu am venit să mă angajez la voi. Pe mine mă cheamă Ilarion Orbieti. Ce mai ești, văr cu Chiorete? Mă, Orbete! Mai ai vreun văr sudete? El te-a trimis aici la poliție să te angajezi? Nu cunosc niciun Chioret, niciun sudet, nici... Unde poate să mă înscriu? Păi, îmi pare rău pentru tine, dar aici e secție de poliție. Și nu se fac angajări. Și ca să fii aici, trebuie să faci vreo 2 ani pe la câmpina de școală, înțelegi? Pe urmă te așteptăm cu dragă inimă. Păi, pe mine nu m-a primit nici la pompieri, nici la unitatea militară. Dai, dracu, mai faci așa. N-ai noroc înseamnă. Ce să faci? Asta e. Hai, du-te acasă și te culcă și când te trezești, te duci și faci cursurile la școala de poliție. Dar eu vreau să mă fac polițai. Asta visez din mic. Bine, mă, visează în continuare. Și hai, tai-o de aici, lasă-mă, dracu, pace. Ticule tale. Că s-a luat. N-am făcut nimic, să știi că nu știu de mine. Stai, mă, stai, că n-am venit să te acuz de nimic. Ba, chiar mai mult, am venit să-ți arăt că sunt un adevărat prieten și că am încredere în tine. Și știu că ești un om cinstit și ai și foarte multe calități. Da, că eu sunt cel mai de încredere om, unul singur e Bărlanu, așa e. Păi, de-aia zic, eu sunt convins de loialitatea ta și de spiritul tău de antreprenor, de om de afaceri, dar și pentru chestia asta, ia-ți-ne mâinile așa. Îți încredințez ție afacerile familiei mele. Păi, mă crezi? Viitorul familiei mele în acest moment este în mâinile tale. Uite, uite. Mulțumesc, prietene. Gândește-te că și tu ai viitorul asigurat. Da? În scurt timp o să fii cel mai bogat om de România. Dar ce știu de România? După mapa mund. Dar ce știu după mapa mund? Din întreg univers. Dar ce știu din întreg univers? Chiar de la noi după stradă. Păi, despre ce e vorba? Simplu, am un bar în voluntari și tu te duci acolo să-l conduci și pentru treaba asta ai 10% din profit. Un bar? Da. Nu mă bag. De ce nu te bagi, mă? N-ai zis tu că te pricep la afaceri, că știi cum fură ăștia, cum fac ei șmecherii? Mă pricep, dar ceva nu miroase bine. Adică eu mă bag, știi, mă bagi pe mine la înaintare, tu în spate să-mi vârzi toate șmecherile și pe urmă spic eu de prost să mă duc eu înapoi la bulău. Băi, stai, mă, că n-am nicio șmecherie, mă, nu e, nici nu-i barul meu. E al lui Teo, l-am moștenit de la un unchi care a murit ieri. Teo are un unchi? Exact. Adică nu mai are. A avut. N-auzi că a murit ieri. Sunt dragul ăla. Mă uitam la ea și aia nu părea că avea un unchi. Mă, dar dacă zici că e mort, atunci mă bag. Așa, mă, așa. Te duci acolo, verifici registrul de casă, verifici încasările, ieșirile, scoți X-ul, scoți Z-ul. Scot tot alfabetul de rămă ăsta. Așa. Păi, a, păi normal, ia adresa să știi unde te duci. Uite așa. Aici. Aha. Păi și n-am bani de bilet de tramvai. A, păi nu. Uite, ia-i așa. Și te duci cu taxiul. Când îți faci intrarea acolo, dacă tu ești șeful, trebuie să cobori dintr-un taxi, bă, nu din tramvai. Dacă vreau să par cu prestanță, mai bine închiriez o limuzină. Varvare! Varvara! Aoleu, ce e, mă? Iar ai visat că te alergă poliția? Hai, îmbracă-te, că mergem până la voluntari. La voluntari? Dar de ce, mă, vrei să-ți cumperi tenici chinezești? Nu, merge la un bar. La un bar? Ai, Mărlane, iar încep cu prostiile. Crezi că n-aș avea unde să bea un suc până la voluntari? Păi nu merge să bea suc, merge să fac niște verificări. Ce verificări, mă? Dacă au chinezii carne de partid? Nu, m-am angajat manager la un bar și nu mi-a prea mă descurc hârțogăraile astea cu registrul contabil, cu astea. Tu lucrezi la primărie, hai să mă ajungi pe mine o leacă. Sunt obosit, abia am ajuns, n-am...
Hai mă că dau o sticlă de șampanie, dar ce-s că o sticlă de șampanie? Dau un cico. Bine, hai că sunt la taxi, dar poate ne întoarcem până într-o oră, bine? Ce într-o oră? Nici 40 de minute, diseară suntem înapoi. Cum vrei să mă îmbrac? Asta e singura metodă ca să fiu polițist. Și l-am găsit pe proasta, la ăsta care seamănă lui cu mine. Ce mormântare frumoasă, cât fast. Se vede că făcea parte dintr-o familie distinsă. Da? Da. Ia uite, acum parcă îmi pare rău că n-am fost. Pe cuvântul meu, dacă zici că a fost așa de frumos, o fost și cu oliva aia bună să mănânce așa, să fie dulce și să aibă multă nucă și cu zahăr pudră deasupra așa. Ai luat și tu puțin acasă? Ce colivă, mă, ce colivă? Nu mi-a dat nicio colivă și nu am luat nicio colivă. Ce să fii tu acolo, Doamne, iartă-mă, că mă făceai de râs în fața alor mei. Eu? Da, tu, cine? Mai bine zi dacă te-ai interesat de barul ăla și ai văzut ce profituri sunt. Mă, să nu dea naiba să faci ceva ilegal, că o să zică familia că intrăm în cine știe ce afaceri necurat. Te rog frumos să stai liniștit, am găsit persoana cea mai capabilă care să ducă să supravegheze, să închidă, să deschidă, ca să nu ne fure ăia, în niciun fel. Să-mi trimiți și mie intrările și ieșirile să fiu sigură că e tot în ordine, da? A, și apropo, pe cine ai trimis? Un om de mare perspectivă să ajungă un cârciumar foarte bun, pe Mârlanu. Pe ăla, pe tâmpitul ăla! Ne-am nenorocit. Bă, dar nu poți să faci și tu odată un lucru ca lumea, dă-o încolo de treabă! Dar de ce zici așa? Că ăla a fost la facultate acolo și a învățat toate trucurile, cum fură, cum mai e și mare îi bate pe toți. Ai încredere că el nu vrea să se întoarcă la pușcărie. Nu o să ne ardă, o să fie om de treabă, sunt sigur. Cheamă-l repede de acolo, că ne face de râs și pe la voluntari. Cheamă-l odată înapoi! Lași bărbații să se ocupe de treburi. Ia zice! Uite, ia dosarele astea și le dai lui Chiorete, că nu l-am prea văzut azi pe la servici. Păi cred că i-au venit rudele de la Țărănoaia. E unul șeful care seamănă leit cu el și-l cheamă Orbete. Pe unde umbli, mă, când avem o tonă de dosare? Pe unde vrea mușchi, ei, hăi! Tablajiuri! Ce-ai? Mai repet o dată, ce-ai zis? Tablajiuri! Eu, tablajiu, Chiorete! Pașeșe! Pune la aibă mâna pe dosarele alea și rezolvă-le! Hai la birou! În sfârșit, vai de foarte bună, că frânt eu băzeal. Ce-a rămas? Ascoalte dracu-t pe scaunul ăsta! Crezi că sobă să frânt? Ești sănătos? Măi, Chiorete, e nebunit, ești cu capul. De ce stai, mă, cu picioarele pe birou? Dă-i jos imediat. Mai tacă-s clonțul ăla, cotorul ăla. Ține la muncă până nu fac o nefăcută, că-s furios. Eu? Da. A, bine, ia-mă și muncește. Ce-s asta? Dosari? Mi-mi dați dosari să rezolveți? Păi, pastosul, tu ești șeful, ei? Începând în clipa de față, eu-s comandantul seții. Ai înțeles? Ce faci, băi? Mă, inconștientule, mă lopeci? Dai mine! Ia, ia, mai dă-mă o dată, să văd dacă ai curaj. Ești proști, ce? În 2 minute sunt la birou, dar ce-s că 2 minute? În 2 secunde ajung. Ce faci, mă? Vorbești cu mine față-n față la telefon? Să stau cu spatele. Zi! Alo! Ai închis. Păi am închis, normal. Am adus raportul. Șeful, dă-i și lui șefa să citească raportul, da, cu casările. Da, adică vestea cea rea, că ne-ai ruinat.
Să poate șefa eu să ruinez. E trecut acolo tot, facturi, intrări, ieșiri, totul la leut, scrie negru pe alb. Băi, Mârlane, tu chiar ești om de afaceri, mă? Bravo, iubi, super, ai găsit om pentru bar, excelent! Bă, ți-am zis că o să fac tot posibilul să găsesc un om destoinic care să facă treaba. Iar Mârlanu are calitățile necesare ca într-un viitor să ajungă un mare cărciumar. Bravo, Mârlane! Vă mulțumesc, șeful, vă servesc cu dragoste și devotament. Și să nu uiți să-ți iei și comisionul de 10%, așa cum ne-am înțeles. Se poate, dar pentru amărâtul ăla de comision am făcut eu toată asta. Da. Eu sunt dragoste și devotament să vă arăt că pot, că eu sunt alături de voi tot timpul, dar ca să nu vă jipnesc, am zis, na, primesc cei 10% comision, 20, 30, 90, cât o fi 10, acolo. Așa rău. 10. Nu pot să cred câtă armonie domină așa între eliberații condiționați și polițiști. Da, dacă afacerea merge, nu pot decât să mă bucur. Hai, Mârlane. Hai, mergeți că și așa facem afaceri private într-o secție de poliție, vă rog. Exact când mă gândeam că tâmpitul ăsta nu o să facă față, el s-a apucat să priceapă. E, sperăm că a fost o întâmplare, norocul începătorului. O să-și dea el în petec. Zi-mă, de ce m-ai chemat? Măi, Mârlane, ce fel de bar e ăsta? Că dacă mă întreabă Teo, eu habar n-am. Bar de ăsta, cu animatoare, cu fete frumoase. Bă, când am intrat acolo, scad în picioare, că le-am bucăți numai una și una, auzi? Ce animatoare, mai nebunii? Păi ce ne facem banii din prostituție? Ce prostituție, mai un fel de balet, mai mult pe scriptis, dar nu-i scriptis, că dansează la bară, mă, balet, tot aia e. Mamă, să nu cumva să afle Teo că ne-am nenorocit și trebuie să scăpăm de ele imediat? Păi și ce-ți caute Teo la voluntari, că nu înțeleg. Teo? Nu știu de ce, dar dacă vorbește cu tine, e psiholog și află tot ce vrea, ai înțeles? Și pe alea le dai afară, pe scriptozele astea ale tale. De mâine le dă... Băi, băbărățule! Aurea! Vino repede, chiar e calatora asta, mă! Bate tot ce întâlnește în cale! Haide, mă, lasă-mă, că avem o treabă aici de... Băi, e adevărat, mă, l-am făcut mușpă, Matescu! Eu nu mai calc acolo, zic, să știi! Hai, mă, du-te, că am treabă. Și, bă, ce fac pe alea, pe la urmă, le cuciniesc? Le dau afară. E păcat ele, că e brânză bună, am burtova aia scriptioză. Hai! Haide, du-te! Du-te tu, primul. Eu nu mai calc acolo. Hai, mutat, plăule, că dai de trei ori în același loc. Să-l uși, păi, nesimțitule, dă-ți imediat picioarele jos de pe biroul lui șeful. Unde crezi tu mai ești? La cocină, la tine, la țară? Lasă-l, mă, ușor cu oficeta psihic. Oh! Măi, Chiorete, tu ce mai ai o problemă, mă? Ce-i cu tine? N-am mai nicio problemă. Mă enervează aiștia. Ăștia-s colegii tăi, mă, cum să te enerveze? O să vrei, mai bine să dau eu o pastiluță și să te liniștești un pic și pe urmă să mergi acasă. O pastiluț? Da. Adică a săcănit? Pleacă dracu de aici până nu-ți bag una în poc ăla. Măi, termină că poate bag în are. Ia bag! Mamă, în are. Bine ai făcut. Lene. Luați prostăvarul și fiți dracu. Haide, mă! Măi, lăsați-mă să-l bag! Lasă! Bravo-l tot! Asta e! Ha! Acum să te văd dacă mai ești șmecher, bă, legat, mă! Da-ți! Da-mi-l! Stop! Mă păriți! Că nu-ți mă păriți! Ce ar fi, Chiorete? Sorbiet! Ce ești? Sunt orbiet, nu-ți piele! Sorbiet! Și eu te aduc cine să mă punduleț? Nu sunt poponeț? Șeful de acasă stă chiar alator asta și nu-l bate degeaba aici, o să afle de la centru, de afară, din poliție. Ce vorbești? Dar cine le spune la aia de la centru? Tu? Pune mâna și dă în tine să durăm de bataie și poate. Nu-i, nu-i, că cine a făcut poate? Că nu-s polițist, da? Nu-s Chioretti. Știu, ești orbete. Gata,
balamuc. Azi zic mai de vreo două înainte. Nu mă lași la balamuc. Hai la balamuc. Hai la balamuc. Hai la balamuc. Vreau la balamuc. Hai de la balamuc. Ia-l așa. Mai cacat cu-i dum. Deci vezi, tai așa feliuțe, subții ca să fierbă repede, știi? De ce ești trist, Mârlane? N-a fost raportul bun? Ba da, dar nu de asta sunt trist. Sunt trist că trebuie să le dau pe amărâtele alea de chelnărițe. Să le dau afară. Ba asta e bine, mă! Că doar știi că n-am loc de muncă. Mă angajez pe mine. Păi, ale erau memoritate. Tu ai limbric. Și dacă mă... abia să fac cunoștință cu clientele alea mișto? Le și verific, le trag de limbă? Automat trebuie să merg și eu, că suntem parteneri de afaceri. Da, da, că tu știi araba. Păi... Bă, vezi, și mie ciur găsim astea dansatoarele la arab de așa moarte după ei. Să-mi trag una, dacă înțelegi. Plus că tu poți să negociezi direct tariful. Ce tarif? Tariful la dansatoare, că-i bar de noapte. Și îmi duci nevasta la bar de noapte? Nu, chelneriță, mă, nu dansatoare, că uite-o. Că uite ce, mă? Că uite ce, mă, ce vrei să spui, că sunt bătrână? Vrei să-ți arăt cât de bine dansez? Numai de naibii mă duc. Hai, fată, să ne angajăm. Hai, eu nu-s bătrână. Te lasă, dragă, că noaptea nu se vede. Te machiez eu. Nu plecați nicăieri, că fac depresie. Bine, fă, dar te rog, eu nu fac între 8 dimineața și 4 după amiază, că atunci dorm eu. Că sunt obosită de la bar, da. Bine, mă, bine. Auzi, fătele, de să ne luăm noi tangă sau ne dau ei? Ai, ne dă Mârlanu, mă, că doar e manager. Nu dau nimic. Faceți dansuri vintage. Că toți sunteți bătrâne. Cum? Bă, tu ești nebun. Cum te-ai gândit să le angajezi pe alea două la bar? Tu nu știi cum e Teo. Dacă le trage un pic de limbă, află tot ce se întâmplă. Lasă-mă că vorbesc eu cu Teo, n-ai grijă. Ce făcăm? Ce-ai făcut, mă, amărâtule, mă? Eu ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Le angajez pe Emma și Varvara la bar de noapte? Bar de noapte? Dar ce? Dar ce acolo? De ce nu mi-ai spus, mă, că e bar de noapte acolo? Cum nu ți-a zis, mă? Când mi Dar nu i-am zis că e bar de noapte, chiar deloc nu i-am zis. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A venit Hasan disperat la mine că se face Emma damă de companie. Abia l-am calmat pe săracul băiat și l-am dus acasă. Na. Să știi că ești total dezinformată, Teo. Dacă vrei să știi, pe Emma o angajă în Gadi Bart, că ea e smandoaică, că a lucrat pe-n serie, dă cu pumnul de sar, știi că e după raft, și pe Barbara o pune la intrare să rupă etichete, că are o dexteritate la mâini de nebunie. Știi cum o luadă, bă, coada de la cireaș cu limba? Dacă nu rezolvați problema, vă trimit pe voi la balamuc, nu pe Hasan. Rezolvăm, iubii, cum să nu rezolvăm? Rezolvăm! Ah, e valabil și dacă dați faliment. Pa! La revedere! Chiar că dăm faliment dacă le punem pe alea să danseze la bară. Fă rost de numele lui alea care le-ai dat afară și adu-le înapoi. Cum să le, bă? Păi nu mai pus tu, le dau afară, acum le schimbă înapoi. Cum, mă, dă? Când te-am pus eu, mă? Când s-a delicioretă, dar l-aș băgat în balamuc. Chiar ea sună-l, întreabă-l cum e pe acolo, pe la balamuc, ok? Ca să știu dacă ne bagă asta și pe noi să... Măi, termină, că eu am fost la balamuc, eu știu cum e la balamuc! Stai liniștit! Du-te, găsește-le pe alea, angajează-le! Stai liniștit, mă, am înțeles că ai fost la balamuc. Chiar cum e acolo mâncarea? Mâncarea e ok cu asta? Să mai pun satelile pe pereți ca să-mi dai cu capul sau... Du-te de aici! Mă, lasă-mă, bă, ce mai... Stai să mă duc, măi, nebunule! Mai vreau la balamuc. Măi, îmi pare rău. De ce? Nu pot să vă mai angajez la bar. De ce? Și tu crezi că sunt bătrână? Și tu... Nu, da, asta e bar de noapte, măi, iar voi sunteți fete cu mine și... Na. Ah. Noi ne pusesem speranța în banii care urma să-i câștigăm. Asta că fac eu cumva să vă despăgubesc. Cam cât ați fi luat așa? Păi cam 1000 de euro. Cât? Da. Păi ce trebuie
banii ăștia? Păi să... să supraveghem fetele alea care dansează la bară. Asta e bine. Păi, atunci rămâneți voi acolo la bar până găsesc eu o soluție ca să vă despăgubesc. Da, hai, pa. Pa. 1000 de euro. 1000 de euro. Tu așa salariu ai negociat? Și pe mine m-ai lăsat să accept 1500 de lei? Mm-hmm. Cred că am exagerat eu, dar dacă spuneam mai puțin, atât ne dădea Teo să stăm degeaba. Plus că ce să faci tu cu 1000 de euro la Tito? Cumpăram primăria. Ce ai făcut, mă, cu afacerea familiei mele, a? Bar cu prostituate? De-aia o luase razna amărâtul ăla de Hasan. Și le mai convins și pe Emma și Barbara să lucreze acolo. De unde le dai, mă, 1000 de euro pe lună? Ia zi tu, mă, ce alte învârteli mai ai cu interlopii? Zi. Hai, mă, iubim, mă, stai un pic. Stau. Că primul și în primul rând, nu eu am făcut barul ăla de striptease. Dar cine e? Cine? Nu l-ai preluat tu moștenire de la unchiul Angheluță? De la unchiul Angheluță, să-ți fie rușine. Ăla era un om distins, un om al bisericii. Îl știa tot orașul, drept familist. Ah! De-aia crezi tu că am făcut înmormântarea aia regală? Că era un om al bisericii și un familist? Era un golan, da! Să-ți fie rușine. Frat! Oh! Dracu de terorist! Păi ce credeai, mă, că mă omor după mine? Cheia! Cu botul ăla! Păi Chioretea nu-l termină nimeni niciodată! Stai! Mamă, m-a pălit scârba aia! Cum e, mă, asta? Mă! Ah! Doamne! Nu să zici de unghiul Angheluș că e golan, să poate așa, e un om serios cu frica lui Dumnezeu și unde tot... Băi, termină, că numai golani interlopi și cu actorii au atât de multă lume la mormântare. Da, mă, bine. Da. Opolețule, în seția a intrat teroriști, bă. M-a prins să rășpăm. Ai adus fetele aici? Ia uite-l pe ăsta dezbrăcat și așteaptă rândul sau ce gata cu destrăbunarea ta. Nu ai la capele! Nu mă duc! Stai că mă doar la mai vârsta! Teroriști! Nu, părinte! Teroriști în secție! Fugiți că a scăpat sau din nou de la balamu! Care-i zonă? Ce asta? Ia, mă, vrei două cafele? Fugiți! Bă, abia ce am zis de teroriști și a fugit toată lumea. Lasă, poate că facem noi afaceri în locul fătălăilor ăsta. Până la urmă stăm sala bară, gata, ne despărțim. Hai mă, încetează! Am dosit din încasări. Ha! A, pușcăria ne mănâncă. Dar nu se va afla, mă, că am înărit registrele. Și dacă tot băgăm barul în faliment, măcar să profităm și noi. Așa ne-a pus Poponeț să-l falimentăm. Unde sunt fetele, mârlane? S-a închis la mine în dormitor. Sărim pe coasta mea! Ia banii și fugi, confrunt eu! Ce de coaste ai? Măi! Măi, Pastărnacule! Ești șef! Măi, mama e mare! Deci tu ești șef? Măi, pusulică? De ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie.
Margarete, nu se poate. Nu putem să fim împreună. Lasă-mă! Chiorete? Pe bune? Doamne, ce vis am avut! Oh, ai grijă că visele astea vin din subconștient. Nasol! Chiorete? 5 minute și 13 secunde. Mai poți? Mamă! Extraordinar! Trebuie să luăm ca antrenor de paintball. Uită-te și tu la el de mai bine de 5 minute ține respirație. Aha! Ce s-a întâmplat? Ai leșinat. Da? Cât am ținut, bă? 5 minute și cât? Și 42. Și dacă nu leșinam, țineam o jumătate de oră. Dar ce spune o jumătate de oră? Chiar 30 de minute. Aha. Păi poți continua. Poți să ții respirația jumătate de oră, adică cealaltă jumătate de oră din oră, înțelegi? Ia zi, bă, vorbești cu ăla să mă angajeze la paintball acolo? Vorbesc. Și să-i dai uite astea, din partea mea, o atenție. O să pun și un pachet de țigări. Să pun și țigări? Da. De ce? Te zici că-s băiat Giorno, mă, să mă bagi în față. A, dar nu cred că se mai poartă asta. Ce nu se mai poartă? Bă, te le dai acolo, măi, pe mine cum se poartă. Acolo de unde viu eu, era la mare preț chestiile astea. Să nu te prind că le folosești tu. Te arzi din bricule. Scuze, din cauza mușchilor flatulari pe care i-am încordat prea, m-am dezinflantat acum, mă. În ce te bagi, mă? În ce mă bag? Pe ce parc de paintball? Pe cine cunoști tu acolo și eu nu știu? Nu cunosc pe nimeni, dar mai stor și eu niște informații de la Mârlanu. Că parcul ia lui Călău și-l pun să-l angajeze pe Mârlanu. Ai grijă că cu ăsta nu știi niciodată unde ajungi. Parcul e de față, dar acolo fac antrenamente băieții cu arme adevărate. Păi, vezi? Cine știe ce mai face tâmpitul ăsta și le aruncă parcul în aer? Ce-am făcut? Ce-ai făcut? Amână-l până iese prostia asta din cap. Iubire? Păi, tu ai auzit? Da. E clar, mă simt atrasă de el. Calmează-te, că a fost doar un vis nevinovat. E vinovat pe naiba, tu nu-ți dai seama ce s-ar fi întâmplat dacă nu mă trezeam la timp după mângâieturile alea? Sau te pomenești că noi am făcut-o înainte și alea erau alinturile de după? Ce-am făcut? Bă, tu chiar ai luat o rază, e doar un vis, femeie! Și ce importanță are? Dacă subconștientul meu îl vrea pe Chiorete, înseamnă că odată și odată o să mă convingă și pe mine. Că subconștientul e puternic și dacă mă face să sar pe el. Nu, eu trebuie să am o discuție cu Chiorete, neapărat. Super idee! Auzi, n-ai putea să o ai diseară? Că vreau și eu să-l aduc pe Păp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 ă
să fim seara amândoi în living. Păi să creadă ăla că vreau să... Păi da, că oamenii normali seara fac sex, nu ziua. Ziua o fac doar aia care nu au treabă și care nu au un program fix. Și Chiorete nu are un program fix. Deci ăsta tot o să creadă că, că și ziua și noaptea sunt la fel. Auzi, eu zic să nu te mai întâlnești cu el, ca nu cumva să creadă că... Corect! Asta-i soluția. Dumnezeu, ești genială! Ce se cunoaște vârsta, mă. Poftim? Adică, experiența. Că tu oricum arăți ca la 18 ani. A, adică a schilat un pic și nașpa, a? Mersi mult. Auzi? Dar pot să stau și o perioadă la tine? Că dacă nu-l văd, poate îmi trece și n-am bani să mă mut în altă parte. Da, cum să nu? Că eu și Popone suntem la grupa de peste 18 ani, numai... Nu de asta. Dar dacă acum sunt pacienta ta, trebuie să mă îngrijești. Hai că am plecat să-mi iau periuța de din șican. Pa! Pa! Alo? Boboneți? Cum să zic? Ce mai faci?
zici, mă? Ce ținută mi-am tras? Ia uite ea. Ce ținută? De armată? Păi da. Parcă sunt în vremurile bune, mă, odată când eram colonel. Doamne, ce amintire îmi trezește. Nu că-i mișto? Păi stai așa, de unde le-ai luat, că astea sunt ilegale? Cum sunt ilegale, bă? Mi le-a dat un pensionar, am fost în obor, stăteam cu ele la tarabă. La mă, o să-i dau bani pe ele, i-am dat la schimb niște izmene de stripper. O sparge pe nevastă sa. Păi ales izmenele mele, mi le cumpărase Emma. Aole, îmi rupe cap. Trebuie să-i dau ceva acum, să o împac. Dă-i și tu. Nu pot. Ia băiețe, că mi-a dat și izmene la ele, AZP-uri de-astea de armat, dar e mai moderne acum, zici că e de stripper, ia. Ia-le, mă, de pe mine, nu le vreau. Trebuie, dacă nu le vrei, te descurci cu ea. Ia zi, vorbi cu ăla la pinball. Nu, că e în concediu medical, că a avut el un antrenament și a căzut într-un glonț. Într-un ciot mare, cât un glonț. Poate că e mai bine așa, mă. Că mai am timp să mă pregătesc, să nu mă total nepregătit în față lui omul ăla, nu? Dacă nu. O, ce s-a potrivit cu... Trepți? Adria! Da! Laite! Stai! Ce m-am păcălit? Ce prost! Băi, cântă-mi, bă, tine! Te-ai ceacălit oricare-i treaba cu tine, bă, chiar nu înțelegi că n-am nicio treabă cu trânsa? Chiorete, nu mai minți! Nu mai minți! Că știu că sunteți atrași unul de cealalt. Ce-a zis? Nu mi-a zis mie, i-a zis lui Teo. Ha, adică ia stai un pic. Deci tu i-ai zis Varvarei că te simți atras de ea? Cum să-i zi, mă, că nici măcar nu sunt? Ia uite-a. Chiorete, iar minți. Și să știi că aia e disperată și stă numai pe capul nostru. Abia mă apropiasem și eu de Teo, mai aveam puțin și gata, făceam treaba. Păi așa te oprește, mă. Te apropiști tu piptil, piptil, că nu e acasă. Păi când nu e aia acasă, că e aproape tot timpul și n-are nici program fix. Vine, pleacă, uite așa. Dacă începem treaba, pac, apare și rămân naibii. Păi du-te-mă la cabinet, mă. Nu pot să mă duc, mă, la cabinet, că acolo sunt pacienții, vorba aia. Atunci du-te în baie, mă. Măi, măi, știi ce? Eu te pun față în față cu ea. Ia pune, mă, mă, ia pune, mă. Ia te-n că ai zis. O, da, te pun. Pune, mă. Cu Varvara. Cu Varvara, a, mă. Da, mă. Te-a luat. Da, dar mai trage că-mi scoți ochii. Extraordinar. Asta mă faci. Stai că trag, te omor. Nu stai. Lasă-mă, omule. Extraordinar! Stai că trag scârbă ordinar! Nu te ajut! Sunt eu, Chiorete! Eu, Brălu! Ce moșta pe gheață! Băi, stâmpică era steciului, bă! Mă întâlnesc, bă, că vreau să mă angajez! Ia uite, ia! Când faci astea, că te joacă în picioare scârpă, ție ți-ar postia, dreacu, să știe. Ce-ai făcut, bă, eu acum cu ce mai mă antrenez? Cu praștia, după guguștiuci. Păi guguștiuci găsesc, dar praștii de unde iau? La supermarket, are super ofertă. A fugit. Cât să fii de prost, mă, nene? Pardon. De dracu, mă, duc, mă. Stai, 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 Blânca. Trebuie să apară pacostea. Și ce dacă până apare pacostea, avem și noi timp de una mică așa? Mai bine vorbim. Vorbim, că n-am mai vorbit de mult. Uite, trebuie să umplem colțișorul ăsta, că e prea golaș și strică tot aspectul casei. Aruncăm ăsta și păstrăm Buda. Ce drăguț e, zâmbește. Exact. Ce să o face insuportabilă. E, scuze, e de nelocuit. Da, vrei să vorbim acum despre amenajarea ei? Da, vreau, vreau. Hai să vorbim. Nu, 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 fii atent, că eu fii atent. Cum vorbim în momentul ăsta, da? Punem aici, de exemplu, că ar merge o fântâniță arteziană.
Da, cu morișcă. Aia care recirculă tot timpul apa. Hai că e Feng Shui, aduce noroc și mai răcorește și atmosfera. Da? Da. Dar crezi că să mai găsesc? E, a zis doar că ar merge, nu că ne-și permite să ne luăm. A, noi facem așa un fel de exercițiu de imaginație, am înțeles, da. Ești ironic cumva? Adică ce vrei să zici, că gusturile mele sunt chicioase? Nu, iubi, cum să zic așa ceva? Ba chiar, cum să zic, eu le completez, uite, și eu am o viziune așa, și cred că se și potrivește. Deasupra fântâniței să punem o panoplie cu arme de colecție, ca să se vadă că aici stă un polițist, a? Nu s-ar potrivi? Nu! A, că ai vrut să spui, îmi place ideea ta, iubitule, dar trebuie să o mai îmbunătățim. Exact! Îmi place ideea ta, iubitule, dar trebuie să o mai îmbunătățim. Cum? Simplu. Renunțăm la arme! Am, iubitule, că ăsta este un cuibușor al nostru, intim. Nu putem să avem arme în mijlocul camerei, că simbolizează violență. Dar nu avem arme în mijlocul camerei, avem într-un colț. Ai, na, tot aia e. Ce, vrei să mă simt ca într-un poligon de tir? Să am senzația că o să intre cine știe ce dubioși pe ușă tot timpul și vin să se antreneze aici, a? A, și cu fântânița cum crezi că o să te simți? Nu, o să te simți ca la Unirea, mă! Da, ca la Unirea, la fântâni, o să avem tot timpul senzația că o să intre aurolaci pe ușă să facă baie acolo sau că o să vină un grup de la bechinezi să facă poze. Înțelegi? Exact ca la Unirea, să fac la fântâni. Măcar aia ne răcorește camera. Ce vorbești, nerăgdate? Mai uitați tu la televizor să vezi că s-a inventat aerul condiționat, de exemplu. Adică sunt înapoiată sau ce? E, pentru asta o să-mi iau fântâniță. Că sunt în casa mea și fac ce vreau. Că vorba aia, eu plătesc chirie, da? Deci asta era. Cine plătește chiria comandă, nu? Mă rog. Ei, atunci, stimată doamnă, să rămâi cu fântânița ta în casa asta. Dacă e posibil, cine plătește chiria comandă, ce-am ajuns? Eu plec. Uite așa. Rămâi cu fântânița. Scaldă-te! Ce mergea cu o armă. Fuși că era bună. Mamă, ce gaură! Auzi, bă, iubire, neuronii fac ouă? Nu, doar păduchii. Așa, da. Scuze. Vezi, mă, vezi, ți-am zis că intri în ceva nasol. Te-am avertizat, dar tu nu și nu. Bă, eu n-am știut că l-o pantaloni de stripper. Oricum era învechită fantezia. O aveam după la Teo. Și eu cum scap de Sandy Lou? Bună seara. N-ai închis, mă, ușa. Ce cauți mai aici? Liniște. Eu cu nebuna aia nu mai pot să stau. Am venit și eu să stau cu voi o vreme. Până o să mă mai regăsesc. Ce înseamnă o vreme? Păi nu știu, las că vedem filozofic. Vrei să vedem acum? Hai că definim mâine dimineață. Bine, fă ce bă. Te uita la mine, că eu am stat destul la mijloc. Așa. Ai și fundul mare, nu mă așteptam. E, nu. Mamă, e și pretenție patul mic, da? Treci, mă, treci, mă. Ce mamă n-ai fi în capetele astea ale voastre, mă? Ce? La mine? E creier, dar numai la mine. Gura! Gura! Cum e posibil să vă certați de la un nenorocit de colț de cameră? N-ai făcut nenorocit? Nu el, eu l-am făcut. Mă rog, tu ai voi. Nu pot să cred că vă comportați ca niște copii. Bă, voi vă iubiți sau nu? Da. Păi și atunci ce mama naibii faceți, bă? Treceți la treabă! Împăcați-vă cum doar voi știți! Să vă audă tot blocul! Să ne audă tot blocul? Să aude prin pereți? Aole, și noi am făcut tot timpul zgomote, dale! Ce? Că tu țip câteodată de mă sperii și eu? Bine, mă! Hai, mă, terminați, că era o figură de stil! Hai! Hai, mă, la treabă! Să vedeți după aia ce super o să vi se pară combinația pușcă arteziană. Ne jucăm și cu pușcă apă? Ne jucăm și atât. Mai ai treabă? Eu? Nu. La revedere.
Pa! A, pa, 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 succes! O, mă încarcă pușca aia! Poponeț? Am fost o proastă. Da, și eu sunt tot timpul. Mi-era melodia aia cu pușca. Pușca și gureaua la ta. Ce bărbat erai odată. Ce? Ce bărbat sunt deocamdată. E trist să ne împărtăm. Bă, care mi-aș lua să punu? Nu mai e, mărlane. Dacă ai bani, du-te de scumpără, bă. Dă, bă, și mie, bă, un săpus, mă termin și eu. Unde mă o să cupărvesc că-s ud? Ți-a făcut dor de săpune, bunule. Bă, ia vină cu acea, mă. Hai vină cu acea, mai repede. Nu vin eu. Unde umbli? Vezi că Chiorete mi-a stricat pistoalele. Ia vină cu acea, vezi dacă poți să le repari. Păi ce te mai antrenezi? Nu te mai antrenezi, că ești bun, s-a și văzut. Păi știu, bă, că am fost ofițer NATO, am fost comandant, am fost lunetist, sniper, am mândria armatei române, bă, că zicea armata română, ziceai Mărlanu. Și când ziceai Mărlanu, ziceai... Zici... Atunci ce să mai îți faci probleme? Examenul e ca și luat, gata. Da, mă, dar ca să fiu sigur, să mă asigur cu pila aia ta. Da, 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 știu, Mărlane, să punu și cu țigările, știu. Nu, nu, dă-i numai țigările, bă, nu-i mai da să punu, că mă gândesc să nu creează că e un apropo despre obiceiurile mele din tabără. Că... A, și e? Adică? De ce să vii la mine? Ca să lămurim odată lucrurile între noi. Că numai așa, față în față, să lămurește lucrurile. Aba, că ții minte să termină treaba. Păi, dar de ce la mine și nu la tine? Ce e la mine? Casă de împăcări? Ce? La tine, la noi, ce mai... Tu trebuie să fii de față, că e problemă psihologică. Din obor. Eu i-am dat cătușele mele de la poliție și el mi-a dat hainele lui din tinerețe. Sper să nu pierdă cheia, că eu nu mă duc să îi le desfac. Și să o văd pe nevastă, s-a întinsă, cine știe pe unde. Au, da, pot să îndrăznesc să-mi... Că mama. Să mă atât câte uite ca mama. Că m-am înfierbântat un pic așa când să mă cămă. Dar îndrăznește, dragă. Îndrăznește sau n-ai curat să îndrăznești? Te-a lovit ăla cu bilele în cap prea tare. E, ce vorbești? Că m-a luat de un curajal acum acasă, mă încătă că... Că să că rămân încă de însă, mă. Ce tu că omul n-are nimic, vrea doar să clarificați, nimic altceva. Fată, tu ai nebunit. Dacă sar pe el că subconștientul nu doarme, lucrează, ai uitat? Da, dar n-ai cum să vezi dacă nu te confrunți. Vă deranjăm? Deschide varvară! Nici de n-ai de spune iute-o ce ai de spus! Nu-i spun! Chiorete! Spune-i că ce deschii! Nu-i spun! Și dacă nu ești, o să consider că ai ceva de ascuns și atunci o să crezi și eu ce crede lume. Dar ești, fată! Vrei să considere ce a zis? Nu ies! Bine, dacă într-o jumătate oră nu vii la mine să discutăm, azi-o! Nu uita! O jumătate oră! Atât! Auzi? Dar dacă spun eu cum să faci, să nu sar pe el, te duci? Treci încoace! Sau mai bine lasă că se descurcă fata, sigură! Oh, pardon! Tu ce mai vrei, mă? Am venit să iau pe Teo acasă dacă rămâne Barbara aici! Nu rămâne nicio Barbara aici! Stai, dragă, că o conving eu! Măi, Barbara, ți-e frică de lup? Da, că vrea să mă se ducă, normal! Nu vrea, mă, să te se ducă, vrea doar să stați un pic de vorbă! Lupu? Da-și, mă, dâncul! Ce-i gărăcia asta, mă? Iar voi uitați la firme porcoase? Nu, dar cred că ăștia vor să bată live! Da, unde, cum, când se filmează? Vreau să văd și eu! Da, se filmează la tine în cameră! A fugit să nu pierd începutul! Și voi? Voi, ce vă uitați așa? Ce mai stați afară? Hai odată afară, ce-i la mine, casă de mâncare!
Haide. Hai, bada! Stai liniștită că se vede că încă n-ai apucat să... Că am avut parte și de adrenalină. Nu vei rușine, mă, să mă mințiți în halul ăsta? Păi ce credeți că eu sunt prost? Nu știu că fără cameră video nu poți filmezi? Dar nu te-am mințit, mă! Aia vor să se împace la tine în cameră! Fugi! A, la mine în cameră, da, la... se împacă! Mă duc să văd și eu cum mă împacă! Oh, ce bine că e liniște! Acum pot să dorm și eu liniștit. Dar dă-mă, mă, așa. Ia dă-mi coace. Ce-i cu tine aici, mă? Ai rătăcit drumul spre casă? Nu. Dar m-am certat cu Teo pe drum. Ci că mă uit eu după Varvara. Dar nu vrei tu mai bine să te duci înapoi să o împaci pe Teo? Nu acum. Nu acum, că sunt obosit și iar mă toacă. Mâine am treabă. Voi faceți ce vreți, dar în liniște. Popăneți, popăneți! La ce cameră ai păcat-o pe aia, mă? Că eu n-am apucat să văd. Mă gândesc, poate mai e supărată să-mi... Sunt pac și eu de vreo două ori. E pe drum spre garsonieră cu Varvara. Așa, chic. Te-ai întors, mămâc. Ce bagă, mă? Asta? Ce moașta pe gheață ca-ți bă, acile? Cine-o sunt patul nostru? Stai, bă, așa că nu e el în patul nostru, tu nu vezi? Noi suntem în patul lui. Aha. A, da, așa e. Cum așa e? Ce cătați acile? E, ce, am venit că nu mai putem să dormim la noi, că nu mai scăpăm de Varvara, că vine Teo după ea și... Teo nu vine după ea! Teo, fuge-te! Teodor! Tu ce, măi, cați acile? Ce să stau? Puțină liniște, că nu mai am unde să dorm de Varvara. Parcă sunt sute de Varvara. Oriunde mă duc, dau de ea. Păi și acum unde? La voi în dormitor am dus-o eu. Da, că era târziu și... Mă, am zis să rămân aici, că nu mai dădeam nici de popuneți. Aoleu, la noi? Păi noi l-am lăsat pe popuneți acolo, de-aia am venit aici. Ce? Asta era planul lui, să doarmă cu ea, a? Și eu ce proastă m-au dus ăștia de nasol și să mai și mai tau că ea în sus, că ea în jos, e mernicu! Să vezi ce fac la mine, nu mai pupă! Mamă, nene, nasul meu de polițist îmi spune altceva. Nasul de polițist, dar ce zice nasul tău de polițist? Că o să fie o crimă, ce? Poate, chiar două. Te frică de Chiorete, dar de popones nu, a? Care popones, femeie? Asta! De ce mi-a zis, mă, că îmi găsesc aici pe popones? Păi aici asta! A, să știi că eu am dormit, doar n-am făcut nimic, adică, uite, mă, sunt îmbrăcat, să știi! Da, da, mi-a apucat pentru că erai obosit, dacă mai întârziam un pic, deci, un pic! Ce, că eu oricum, eu m-am culcat acolo cu Emma! Cu Emma! Bă, măi, cineva cu care să n-ai fantezii? Păi, stai, stai, dragă, că eram eu și Hasan, el da. A venit doar să doarmă, nu să... Da, mă, oricum i-a trecut prin cap la certa preventiv. Ce nu știu, cu cine am de-a face. Știi ce? Eu cred altceva. Eu cred că domnșoara aici de față a vrut să ne scoată pe noi din dormitor. Dar stai liniștită! Stai acolo, stai acolo, rămâi acolo. Rămâi să te confrunți cu Chiorete. Hai, hai afară, să stăm porumbei, da, să vorbească. Da. Mișcă, hai, mișcă hai. Cu fanteziile tale cu tot, hai odată. Dacă tot am rămas singuri, să știi că eu... Dar să-mi te gândești. Uite, tu nu vezi cum arăți. Te rog eu frumos, ieși afară că vreau să mă îmbrac. A fost doar un joc. Hai, ieși. Ieși. Mai repede. Mai dă-te, mă, trage țăranca, dracu, că fac un te lași. N-ai ieșit! Nu deșteaptă. Patronul de la Pinball mi-a zis că trebuie să-i duc un aviz psihologic. Păi nu te lăudai tu că ai fost soldat NATO și că te face direct general. Ba da, că nimeni nu se îndește de calitățile mele de ofițer, dar din cauza unui mic accident crede că sunt sandilău și mi-a zis să-i duc aviz psihologic.
Și care este accidentul ăla așa mic? Am pușcat pe unul cu bile, cu vopsea în față. Avea tricolorul pe față și am mai râs. Da, 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 și el te-a pedepsit să umbli pe străzi așa, vai mama ta. Nu, m-a trebuit să lipesc afișe de promovare pentru parcul de pinball. Cum mă, să lipesc afișe? Eu, tita mai colonelul NATO, să lipesc afișe. Da, 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 dar știi că avizele astea nu se dau așa de ușor, mai ales că ești recidivist. Aflați că de astăzi înainte veți vedea un nou Mârlanu, un nou tip de om, mai mândru, mai responsabil. Voi deschide o școală întrajutătoare pentru copiii care dependesc de jocuri pe calculator. Oh, asta ne mai lipsea, să aduci corul copiilor plângăcioși aici. Și cine o să-i dirigeze? Ce trebuie dirijați? Ha, dracu, Teo, nu mi-a zis că și cântă. Vă învățați-mă și pe mine unul să dirigez care vă pricepeți. Să nebunesc, păi trebuie să mă ajutați, mă, că trebuie să-i aduc încoace cu corul ca să-i înscriu la cursurile de paintball, spatru, cașcabal. De ce nu spui, mă, așa și ne iei tu cu d-astea că te faci om serios? Fii atent aici, ne ocupăm noi de dirijat, tu ia legătura cu mamele, că astea-s mult mai ușor de dirijat. Și Hasane, nu te-a mai alăptat tema de mult? Aduceți femeie aici? Bă! Dacă prind picior de Conchita pe aici, vârșt vă fac! Ce gărătia asta la mine în cameră, mă? La mine în casă, la... Ia! Ce? Nu înțelegeți, mă! Ia uite! Greșit! Ce cu tine mai aici? Ai rătăcit drumul spre casă? Nu, dar m-am certat cu Emma. Cu Emma? Ce treabă ai tu? Bă, de ce-am scuzați-mă! Bă, când ia sticla în mână, se pierd toate gândurile, gata! Teo! Ieși afară, că vreau să mă îmbrac, a fost doar un joc. Hai, mă, ieși! Ieși! Hai, nu te-ai dracu de țără în cadre acolo. Program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Senzație la circ? Nu, am venit să fac un control la creier. Da, la ce trebuie? Te pensionezi pe caz de boală? Nu deșteaptă. Patronul de la paintball mi-a zis că trebuie să-i duc un aviz psihologic. Păi nu te lăudai tu că ai fost soldat NATO și că te face direct general? Ba da, că nimeni nu se îndește de calitățile mele de ofițer, da? Din cauza unui mic accident, crede că sunt sandilău și mi-a zis să-i duc aviz psihologic. Și care este accidentul ăla așa mic?
La pușca bolul cu bile, cu vopsea în față. Avea tricolorul pe față și la maină. Da, 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 și el te-a pedepsit să umbli pe străzi așa, vai mama ta. Nu, m-a trebuit să lipesc afișe de promovare pentru parcul de paintball. Cum mă, să lipesc afișe? Eu, tita mai colonelul NATO, o să lipesc afișe. Da, 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 știi că avizele astea nu se dau așa de ușor, mai ales că ești recidivist. Tu scrie acolo, că eu mă în Piața Victoriei, că acolo știi că sunt ăia cu afișe, cu aia, acolo îmi fac norma în 10 minute, când lipesc un afiș și trebuie să-l vadă cel puțin 1000 de oameni. Și acolo, cum sunt peste 100 de mii, îmi fac datoria cât ai ce pește. Stai mă liniștit, că ăia din Piața Victoriei au ei destule pancarte, nu se uită la afișele tale. Păi exact, că nu se uită, dar am găsit o șmecherie că mă duc și ei sunt cu pancartele alea. Poftă bună PSD! Și eu le lipesc pe spate afișele mele și în felul ăsta le vede și lumea să văd și la televizor. Dacă nu mă promovează, mă face general, auzi? Da, și pe urmă să te ia pensionarii la bătaie că te-au văzut la televizor. Auzi, dar nu mai bine te duci tu în parc să iei legătura cu cei tineri. Păi decât să stai cu nasul în telefon, pe jocuri din alea cu un pușcător, nu mai bine investi tu să împuște pe bune? Să vezi ce gras o să te plătească părinții dacă faci asta. Păi, da, da, mă duc, n-am niciun bar, cum adun eu copiii, că n-am să le dau și măcar de o bomboană, de o grisină acolo, în pateu cu brânză, ceva. Îi strângi tu așa, la o discuție pe o canapea, faci tu un scenaclu, ca pe UNESCO, da? Și te apropii așa un pic de ei, faci simpatizanți. Mă duc, dar trebuie să recit și eu ca pe UNESCO? Nu, Doamne ferește, că îi sperii și nu mai vine ăia niciodată, nici măcar în parc. Da, auzi, știi ce? E mai bine fă tu un centru din ăla pentru dependenții de jocuri pe calculator. Da, și îl pun eu pe site-ul cabinetului. Păi și cum fac? Mă duc de nușă, azi, nușă, de... Păi nu, fii atent, ăsta o să fie un proiect al Ministerului Sănătății și așa o să ai mai multă credibilitate. Păi da, dar o iau pe blocuri, să zicem, mă duc și sun la ușă, dar de unde știu care are copii? A, s-a inventat internetul, Mărlane. Păi de unde știu care are internet? A, adică dacă mă uit care are capul tras pe la ușă, care e conectată, ai dreptate. Da. Știu cum faci, mă duc la Balamuc și scot o sandilei de acolo, îi trimit la tine la cabinet să-i tratezi. Tu îi tratezi, îi tratezi și îi bazi la loc în Balamuc eu, iar mă duc, îi scot tu, iar îi tratez eu, iar îi eliberez, a? Ce zici? Nu merge. Nu merge. E, atunci am plecat. Până găsesc altă idee, n-am ce zbun. Da. Te-am pupat. Da, cred. Trebuie mers în Delta Băcărești pentru că s-a găsit un hoit de nutrient în descompunere. Care dintre voi doi merge? Fiorete? Eu nu pot cea merge, șeful. Permite să raportez. Sunt foarte ocupat. Cu ce ești, mă, tot și ocupat? Ia, cu ce ești ocupat? Dar nu-ți dau ție explicații, că tu nu ești șef, da? Foarte bine, dar spune atunci nu șeful cu ce. Da, șeful m-a întrebat. Șeful, vă rog frumos să-l întrebați pe Chiorete cu ce e la cea ocupat de nu poate să meargă. Șeful, nu puneți botul la vrăjeală la orice prost. Mă tare ești un om aici, un cadru de nădejde cu coloană vertebrală. Ai aproape un trimestru făcut la școala profesională. Dă-l frumos, dă-l pe toți proștii, bre. Ce, mă, tu mă faci? Bă, gata, eu te-am făcut. Gata, mă, te-am făcut. Gata, te iei de mă. Gata. Ce urli, mă, când vorbește șeful? Ordonat. Încetați cu ciorovăiala că m-ați exasperat. N-a exasperat, pă, șef. Șeful, ia stați așa un pic. De ce trebuie să mergem noi după un cadavru de nutrie? Că noi suntem polițiști. Nu suntem de la poliția animalelor. Exact, bre, domnule, punem de noi. Băi, bă, voi n-ați auzit că există specii protejate? A, oră, cât de prost. Bă, tu n-ai auzit, bă, că există specii protejate? Păi, da, bă, trebuie să spună șeful. Trebuie să desemnez pe unul dintre voi să meargă acolo. Faceți și cursuri de specializare pentru chestia asta. Să traguna, cărăm hoituri cu sacul, bre. Să duce populeț, că eu am milă și intru în depresie. Eu-s băiat simplu de la țară și eu iubesc toate animalele mele. Da, tu ai crescut cu toate animale ca frații și surorile tale de aici de la țară. Ce faci? Ce faci? Bă, tu vrei să te ciufulezi, mă, nenoroci! Băi, nu, de ce mă ciufulezi? Băi, de ce? Ia, șeful, durează o singură secundă să pronunțați numele celui care rămâne la birou. Ziceți! Cu votul ăla! Băi, dacă-ți poate... Gata, bă, încetați! Încetați! Gata, eu! Să trăiți! Mulțumesc, șeful! Să aveți încredere că o să fie totul în regulă aici la birou. Tu te duci,
tu te duci, tararara. Poponețule, de unde ai înțeles tu că pe tine te-am propus să rămâi la birou? Este fals. Păi azi dumneavoastră ați zis poponeț cu... Da, am zis poponeț pentru că pe tine te trimit după Hoyt. Yes! Mulțumesc, șeful! Vă iubesc și vă respect până la cer și-mi dărăc și tot așa de câteva ori să trăiți. Împreună cu Chiorete, ca să nu se supere niciunul. Hai! Șeful, și eu vă iubesc și vă respect. De la cer și vă iubesc acum acolo. Stați așa! Stai așa, șeful! Și la birou cine rămâne? Exact! La birou! Da, dacă plecăm amândoi, cine rămâne la birou? La birou rămâne acela dintre voi care... Care ce face? Care ai pre mai neferbe atât? Da! Care mi-aduce cea mai mare captură de produse de contrabandă de la așa din piață? Pregătește-te, poți să căpere de sară, ți-l umplu! Cine, mă, eu lucru! Hai! Stați un pic, băi, Chiore! Ce prost sunt, mâncare! Și acum trebuie să mă duc eu după Hoyt. Super comisare, ce ai făcut? Aflați că de astăzi înainte veți vedea un nou Mărlanu, un nou tip de om, mai mândru, mai responsabil. Voi deschide o școală întrajutătoare pentru copiii care dependesc de jocuri pe calculator. Asta ne mai lipsea, să aduci corul copiilor plângăcioși aici. Și cine o să-i dirigeze? Ce trebuie dirijați? Ha, dracu, Teonu, mi-a zis că și cântă. Bă, învățați-mă și pe mine unul să dirijez care vă pricepeți. Să nebunesc, păi trebuie să mă ajutați, mă, că trebuie să-i aduc încoace cu corul ca să-i înscriu la cursurile de paintball, spasul, cașcaval. De ce nu spui, mă, așa și ne iei tu cu d-astea că te faci om serios? Fii atent aici, ne ocupăm noi de dirijat, tu ia legătura cu mamele, că astea-s mult mai ușor de dirijat. Și Hasane, nu te-a mai alăptat tema de mult? Aduceți femeie aici? Bă! Dacă prind picior de Conchita pe aici, vârșt vă fac! Auzi, bă, decât ne punem cu nebuna, mai bine îmi faci tu un film de ăla de promovare, înțelegi? În care chemăm mamelele la noi. Chemăm mamele la noi încoace? Adică nu le mai chemăm încoace, ne ducem noi la ele în casă, mă, ca să nu mai... Visez că ai vers pe pereți. Păi dacă află astea că ești rupt în fun, nici bătrânele de la azil nu o să stea la instruitul tău. Fii atent aici, du-te în parc, ia legătura cu gamerii și vezi cum merge treaba, că altfel te-ți bați degeaba. Ei, deștept prostul, dracu. Bine că a scăpat de ăsta. Sper că ai memorie la telefon, că am nevoie să filmez un drept la replică. Iauzi! Păi, un individ din piață m-a recunoscut că am lucrat în poliție și mi-a zis că am fost dat afară pentru că eram coruptă. Mamă, și tu te iei după toți precupeți. M-a făcut de râs la toată lumea și vreau un drept la replică. O, mă, că glumeam, eu îți fac, dar nu mă chinui să scriu ceva. Șeful. Mă scuzați. Bă, de unde se umflă, mă, mingea asta, voi știți? Șeful, pe ea nu e minge, e saltea. Șeful, vreau să fie clar, da? Se vede cu ochiul liber că grămada produselor confiscate de mine este mult mai mare decât grămada produselor lui Chiore. Ce vorbe? Să vede pătraste piaftele, uite ce am acilea. Ce ai acolo? Oricum nu vezi. Că de-aia te și cheamă așa. Hai, Sitir, că te găsește, dragi, captă miel. Pă ce că ai adus toate joaflele? Uite aici marfă de calitate. La tine astea pare aruncate la gunoi, mă, lucru. Ce scap? Aruncate la gunoi, bă, ce de unde? Ce joarse, bă? Ce ai tu? Uite, așa, bă, așa, uite, bă, clopul disco, bă, care veni muzica disco. Iau ce frumos faci. Păi, după vremea lui disco, bă, cât bravo, bă, bine face, certați-vă, dați înainte. Păi, bă, și ca să mai am motiv să vă dau încă o amendă. Încă o amendă? Păi ce, avem alta luată? Exact. Ha? Păi e te, bă, ce teanc de reclamații am de la comercianții care le-ați confiscat ilegal marfa, că aveau acte pe ea. Ce credeți, mă, că mă faceți voi pe mine, mă? Da. Ce-ai zis? Nu, doamne, termină-mă măcar. Nu, nu-s nimic. Bă, eu nu sunt șmecher, sunt tatăl șmecherilor.
Mi se trage de când mă luptam pentru supraviețuire în canale. Nu vă puneți voi cu mine, bă! Șefu, eu nu am confiscat nimic! Păi tu nici la ce să confiști! Că poate nu te ajută frici, micul, că alergi după traficanți! Ia mă, gata, hai marș și duceți imediat toate obiectele confiscate oamenilor până nu ne dau în judecată. Să fie clar, și nu mai confiscați nimic. Păi și păi cum ne departajez, bre? Păi vă departajez eu cumva, găsesc o cale. Recuperați bunuri furate. Păi de ce n-ai zis, bre, așa că ne scutești pe noi de o amendă? Că hoții niciodată nu reclamă că e furați de alții. Da. Dar niciodată am fugit, bre. Ce? Bă, fugit? Stai, bă, dar luați și asta, bă, Iurete, poponeți. Ia uite, bă, iar le duc. Ce, bă, mi-au luat pufuleții. Taci, băi, grațierau, ia dă-mă cutia asta să... Dă-mi eu mie pe asta. Dă-o! Da, mă, o să le duc eu pe toate. Fii atent, Craina. Da. Dar păsta șeful să-l păsta să facem un hot dog. Ia-le în brațe și du-te cu ele și alege ce vrei tu. Mamă, ce e Craina, uite ce alunecă, văd. Mai ales când dai cu scuipat. Viteze 4G, ia uite, 5G, 6, 7, 8, 9. 9G, nu, 9S, 7G, 6. Ce? Ia uite cât ai ecranul, băi, aproape cât televizor. E cât televizorul, ecranul! Uite aceea, e cât televizorul, ecranul la telefonul ăsta pe care las-o aceea, sculă de sculă, să aveți voi grijă de el, da? Că dacă dispare și ăla și ceasul, sunt determinați toți trei, nu numai eu. Cum atare vorbesc, e masa ai grijă de astea, că ăsta știu că-i cu țap-tarap. Da? Dar ce-i cu astea, Mărlane, nu cumva le-ai... Mă faci hoz la mine în casă? Stai, mă, de unde le ai și de ce trebuie să le păzim? Le-am împrumutat de la Igor, pentru o perioadă, că trebuie să am și o prestanță, o aroganță... În calitate de viitor manager al clubului de de ajutor pentru gameri. Da, ăștia gamerii e niște arogați de te doare capul, n-ai văzut. Te la mișto te persflează una, două, mai ales dacă te vede mai papagal așa. Adică nu ca și eu papagal, dar... Mă rog, înțelegeți, trebuie și eu într-o perioadă mai proastă financiară, asta e situația. Și atunci de ce nu le iei cu tine? Păi tu ești tâmpit, cum mă duc în oraș cu astea? Mă vede poliția, mă arestează imediat, zice că le-am furat. Vezi că am plecat, să ai grijă, pe tine mă bazez, da? Da, e. Hai că și eu am treabă în oraș, m-am dus să mă schimb. Ce treabă, unde? Pun-mă mistere în casa asta! Eu uite și pe Igor ăsta, umblă cu toate ghioarțele, bă. Chiorete, ce-i cu tine la ora asta acasă? Am avut o misiune, mă. Facerea pe-n cartier și m-a repezit o fugă până acasă. Să văd dacă mai e nevoie de cumpărat ceva pe-n frigider. Că să cumpăr, că m-a trecut ceva timp de când n-am mai... Numai că avem de toate, dar dacă vrei tu să cumperi ceva special, eu nu te opresc, să știi că... Păi dacă avem de toate, ce să mai cumpăr, mă? Să avem să fie, hai zi dacă vrei ceva de băut la... Apă! Că eu asta beau când sunt în exercițiu funcțiunii. Da, apă. Ce faci, bă? Genoflexiuni, bă! Că n-am cum să stau pe loc! Că cu scârba aia de Matiescu, bă, trebuie să fie agil ca veverița anual. Bă, ce înseamnă? Știi cum cronometrează dacă n-ai baremici, că te arde la bani la... Da, profesionist, opa. Adevărat. Salut! Ce faci, coleg? Ce faci pe aici? Tot după electrocasnice? Am venit pe vizită în casă la mine să văd dacă e nevoie de oare ce de cumpărat, că mă știi că sunt gospodin. Și acum plec, mă! Da? Plec! Da. Am treabă să ne desigiu funcțiunii. Ai bea! Poate te semne. Măi, da! Dar hai că nu sunt. Dă-l pe prostul ăsta, mă, poate...
Auzi, eu am venit să vorbesc cu Emma, că mi-a o să-i zic ceva. Băi, Emma e în dormitor, acum se schimbă, dar vine, ia și vorbesc. Mă, dă și mie un bar cu apă, te rog, că eu sunt în misiune, nu pot să beau, că aș fi stat cu tine să bem ceva. Da, mă, când sunteți săraci, aia e ce, vă dau eu apă. Nu-i problemă, ia uite. Să nu bei de el, că bei după un prost. Da, cred că au fost doi, nu? Da? Să ai poftă. Mersi. Hai, salut. Îți dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută. Stai, unde pleci, mă? Nu vorbeai cu Emma? Nu mai lasă altă dată, mă, că misiune, mă. Ia uite, ne-am făcut trei acum. A fost doar o înșenare a actualului șef de secție Mateescu, care și-a dorit din tot sufletul să mă scoată din poliție pentru că eram prea competentă. Mai mult de atât, îi era frică că voi arăta ce sistem ticăloșit patronează. Bă, tu ești normal sau chiar vrei să te tratezi? Bă, ce-ți veni să pui pe Emma să-l atace pe Mateescu? Eu? Că nu te mai preface, că nu dădea Emma drept la replică la unica nimeni fără acordul tău. Noroc, am văzut clipul și l-am oprit din distribuire. Păi nimeni a zis eu să fac. Bă, ăștia își fac de cap. Pune, mă, piciu pe ei. Dacă nu vrei să se supere Mateescu și să-ți facă vreun raport. O să mai pic și eu de vinovată, că te-am consiliat. Mă, dacă se mai întâmplă o dată, n-o să mai vezi niciun aviz în veci. Și nu pentru parcul al tău de distracții. Și măcar pentru comisia de eliberare. Care comisie? Las că vezi tu. Dar unde te duci, madame, așa aranjată? Mă duc la parcul de paintball să mă întâlnesc cu patronul, poate mă pune manager. De unde și până unde au nevoie de manager? Și de unde și până unde te angajează pe tine? Ei, uite că strategia mea da roade. Mateescu s-a cam speriat de clip și a dat un telefon patronului. L-a șantajat la rândul lui, a zis că îi face un control la sânge, care are nevoie de aviz de la poliție pentru arme. Atunci ia să mă angajezi și pe mine. Uite, le încarc bilele cu vopseana. Hai, lasă să ajung eu acolo și mai vedem. Repede. Cine ți-a dat voie conștient să filmezi drept la replică fără voia mea? Ce să nu vă mai e doar un drept la replică. Ce drept la replică? Ești nebun? Adevărata problemă e Mateescu. Că dacă ăla vede videoclipul, mă trimite înapoi la Valei, la Dinamo. Mă, Mărale, stai puțin. Bună, că cu eu vorbesc. Unde mai mult de doi ești într-o căpere? Dar ce este într-o căpere? Unde mai mult de doi ești pe o planetă? Dar ce ești eu? Unde mai mult de... Doi ești într-un univers, unul trebuie să fie șef, ce lasă eu! Că mă găsește, dragii! Unde mi-e ceasul? E... Ceasul! Ceasul și mobilul! E... nu știu. Că a venit un poștaș, adică nu era un poștaș, era unul care se tot fățea pe aici într-o cămașă cu multe culori așa, dar... Dar nu mai e! Mai e! O boală, Igor! O boală! Ce? Ce-a recuperat eu e mai scump. Ăsta e cea selvețian, e Nic. De unde știu eu că nu e o chinezărie de-aia? Ce? Da, că nu e original, că îmi place decât doi bani. Păi când toată lumea știe că smartphone-urile fac sute de euro și că nu pot fi contrafăcute pentru că sunt capsulate. Ia, bă, șeful! Șeful! Șeful, veniți! Da, bă, stai puțin, stai! Și tu, mă, nu reușesc să nu salteau asta deloc, mă, tot chinui de atâta timp. Bă, dar dacă nu mai e nebunit, de când ai salteau asta, te joci în continuu cu ea. Ce? Hai, vrei să chemăm un specialist să-i evalueze telefonul ăsta, ceasul ăsta, ca să închid botul ofticos. Ia, mă, să mă, nu-i nevoie, mă, că uite, are seria pe carcasă, deci original. Ai auzit, mă, ofticosule, original? Da, da, are geamul scâriat și asta înseamnă că-i scade valoarea. În nici într-un caz îl schimbă primul geamciu. Ăsta, ce geamciu? Primul ceasornicar. Îl schimb la tine dacă se întâmplă ceva la ecran, să mai poate schimba nimic, bă, că e capsulat.
Tu ai zis. A, mă, da. Păi, vrei să fac o reclamație. Mi s-a furat telefonul și ceasul. Le-ați găsit! Mulțumesc, bă, băieți, sunteți extraordinari! Ia uite! Sunt ale tale, Mârlane? Bineînțeles! Ia uite! Uite, de unde ai avut o masă ține cu bărbă? De unde am avut ce? N-am avut bani pentru că astea sunt de serviciu, amândouă, și ceasul și telefonul. Că m-am angajat la paintball și când încep tragerile la ora 7 fix, eu trebuie să pun mâna pe telefon să sun, să anunț. Bă, a început tragerile, mai trece nimeni pe raza dațiunea armelor. Și asta e. Hai. Șefu, eu am recuperat telefonul de la un hoț, abar n-am avut că ea lui. Și eu la fel, bre, desemne același. Băi, era unul cu o cămașă înflorată, mă? Exact. Și unde e? Ne-a scăpat, bre. Lasă că nu-i problemă, știu unde-l găsiți. Sunt tot în vârte, pe-n jurul vilei, pe acolo. Cred că-i și Dilimache un pic. Hai, mersi pentru marfă, v-am pupat. Stai, stai, mă, stai, repezitule, zi-mă așa de curiozitate. Care dintre astea era mai scump, mă, care era mai valoros? Ceasul ori telefonul? Păi nu te dracu să știu, mă, nu ți-a scris de servicii amândouă. Hai, pa! Stai, mă, Mârlane, că-mi spargi captura. Să trăi, șefu! Ia uitați ce am recuperat de la un borfaș! Și unde e? Aici! Nu veniți? Unde e borfașul, Grațielo? Aaa, păi nu pe el am prins, că s-a speriat de mine și a fugit și a aruncat asta așa în spate. Și am fugit să o prind să nu se spargă, că pare operă de artă, șefu! Cred că are o valoare inestimabilă. Ha? Ce operă de artă? Ce valoare? E un... ce, ce să... un... porțelan ce, mă? Un porțelan chior! Ia vezi, că tu te pricepi mai bine la astea. La ce mă pricep, popolițule? La porțelanul chioare? Iar ne râdem de numele noastre? Că te găsești de draci! Dar nu nimic! Mă refeream doar la faptul că la voi, acolo, la țară, olăritul e o tradiție. Spre deosebire cu la voi, la oraș, unde mârlănie e o tradiție. Șefă... De cauza la mârlănia asta ta, o să ajungi să... Să ce? Să păzești hoituri de animale. Nu e adevărat, tu o să ajungi. Ba tu o să ajungi. Ba tu o să ajungi. Încetăți că o să ajungeți amândoi. Șefu! Hai, bre, acum nu o să o țipă incapabil asta la birou în locul nostru. Că a venit cu o bucniță în care curge nu știu ce. E un porțelan de 2 lei. Mă, băieți, dacă acolo e ceea ce cred eu că e, incapabil asta tocmai a făcut o captură de câteva mii de euro. Dar poate e făină, bre. Sau da, poate da. E zahăr pudră. Da, așa obișnuiește păi, lumea. Da, dacă lumea ține uneori când nu găsește borcane, ține în vase. Da, da, mă, făină, da. Zahăr. Băieți, nu e făină. Oh. Felicitări, Grațiela! Felicitări! Ți-ai câștigat dreptul de a sta la birou și de a lucra direct cu celebrul comisar Mateescu, adică eu. Ia, vezi, șefu, că e incapabilă! O incapabilă, face o mare greșeală! Și incapabilă și prostă vancă, nu merită o asemenea funcție și onoare, bre! Bă, este exact ce trebuie! Pentru că subalternul trebuie să fie întotdeauna mai prost decât șeful. Nu că voi n-ați fi, da, în fire. Să mergem, iubirea mea. Aduceți voi salteaua mai târziu, mă. Iubire, dar nu vrei mai bine să facem niște chestii ca să-ți treacă furia, a? Păi tu ești întălău. Tu crezi că mie de asta mi-arde acum? Trebuie să ne gândim cum îl șantajăm pe Mateescu în continuare. Dar n-ai obținut ce ți-ai dorit? Pentru mine, da. Dar pentru Mârlanu? Păi dacă ești nebună și nu gândești înainte, păi uite că Mârlanu e pe cale să se ducă înapoi acolo. Ba nu, se duce nicăieri. Că mă ocup eu de asta. Mai exact tu. O să faci niște dezvăluiri pe la ziare, în care să se zică nasole de Mateescu. Dar trebuie să ai grijă ca lucrurile astea să pară că vin de la oamenii simpli. Ia auzi, și ce ziar crezi că o să publice scornelele astea? Tu, toate ziarele, toate din lume, gata. Ia uite, ușor mai convins. Da, rezolv. Ce era așa greu? Da, și eu m-am precipitat așa. Mamă, de tot m-am precipitat. Thank you.
Ce faci, Maci? Am uitat cine-i șeful sau care-i treaba? Dar ce ai, n-am voie nici să filmez acum. Păi să filmez, că este interesant în tot felul de baza conii. Dar nu filmez, bani. Gura! Când vorbesc eu, vorbești odată cu mine. Dacă te mai prind că miști un paip în casă fără știrea mea, te scot din vila în șuturi, mă, nenorocitule. Te fac al meu de bătaie. Jeg ordinar ce ești. Bun, tâmpit și cretin idiot, că altfel nu pot să zic. Becirule! Coi fi tu, mă, prea, mă. Ai deschis cronțul? Rrrr, chiorete! Măș! Și tu ce faci, camutul, mă, prostule? Te-a făcut prost. Te lași călcat în picioare de oricine, mă? Ești o baligă moare, mă, păi n-are dreptate, e mamă să-ți facă ce-ți face. Și să stea cu un sos ca tine, mă, care e un maldăr de băligar. Da, nu n-am nimic cu el, mă, Chiorete. Eu prietenește, așa îl certam, să nu mai ai da, aia îți bate joc pe da. El. Eu trebuia să-mi ia fără onoarea, pentru că sunt o doamnă, da? Și am și eu o aroganță, o demnitate. Demnitatea ta s-a dus dracu când te-a dat ea afară de poliție. Nu spune mie, și acum vrei să te angajezi manager, a? Crezi că mi-a zis mie ăla? Mi-a zis să știi, madame, că tu nu o să fii niciodată șefă, nici acasă, nici la muncă, nici nicăieri. Eu o să fiu manager. Ia stăți, mă, un pic. Voi vă certați pe postul ăla de manager? Și pe asta l-ați băgat la mil joc? Ei, niciunul din voi nu o să fie manager, mă. Ce? Las că vorbesc eu cu patronul să-l facă manager pe Hasan. Că avem nevoie de un om care să fie infiltrat acoalea. Să ne spune ce se întâmplă, că avem informații că se întâmplă lucruri dubioase. Nu era ideea. E bine, Mărlane, că dacă tot am împărțit afacerile împreună și am făcut o echipă, facem și de acum înainte, nu? Da? Auzi, ce ziceai, că într-o cameră în care sunt mai mult de doi inși, tu ești șeful? Eu sunt, bă, dar vezi să-mi te aud în prostul ăla. Ci că el e, dar să n-auzi. Ce faci, mă, Mărlane? Ce e aici? Tipografie de afișe? Ce e? Da, nu, ce tipografie? Nu, eu am venit să văd câți părinți s-au scris pe site și ce donații au făcut. Da, cred că sunt câțiva, ia stai să mă uit. Wow! Sunt aproape 2000! Wow! Și asta cât înseamnă? Păi 2100 de lei de fiecare înseamnă 200 de mii de ron. Și asta cât înseamnă? 200 de mii de lei! Înseamnă că n-am făcut nimic. Managerul. Au început să sune părinții că vor să se înscrie la cursul ăla de paintball. Ce fac cu banii strâși de Mărlană? Faci ce trebuie să faci. Sunt ocupat acum, întreabă, nu vezi? Ok, deci fac ce trebuie să fac. Ia să vedem. Te rog. Și semnătura. Bravo. Gata. Teo, bine că ai venit. Trebuie să deblocăm niște bani ca să începem activitatea centrului. Activitatea a început deja. Tocmai am făcut actul de donație pentru Asociația Dependenților de Droguri, că se pare că ăștia sunt cei mai marginalizați și alungați de acasă. Ce ai făcut? Vrei să distrugi afacerea? Hasan a zis să fac ceea ce trebuie să facă, el e manager, așa că am donat totul dependenților, nu-i așa, Hasan? Opriți ordinul de plată, că eu o să folosească banii ca să cumpere droguri. Ce ordin? N-ai zis că-s 5 lei amărâți? Sunt 50.000 de euro, idiotule! De ce n-ai zis că nu e mărunțiș? Zi la ce bancă e contul ca să opresc plata! La Banca Religiilor, că ăștia se ocupă de activități sociale. Nu există Banca Religiilor, că am fost eu odată la ei să mă împrumut și nu era acolo. Nu mai există, Mărlane. A, deci a fost o farsă. Ce bine! Mă și speriați aproape să mă bagi în infract, auzi? Farsa e numai numele băncii, în rest totul e adevărat. Ce mă, cu voi, m-au făcut ține! S-a întâmplat o nenorocire, Mărlane. Au venit oamenii lui Igor și au făcut prăpăt. Igor? Merge și el la paintball? A venit cu pistoale, cuțite, lanțuri, nunceaguri, 5 racheți. Doi erau gay. Mi l-au făcut prăța!
A zis că unul cu cămașă înflorată i-a furat ceasul și telefonul. Și m-a văzut cu ele în clip. Paolo, am uitat să-i zic că le-a recuperat. I-ai zis tu? Nu înțeleg. Nu au venit ăștia, mă, grațielor. Cine ia, mă, atât să care un hoi de nutrie? Nu știu, șeful. Cred că s-au speriat. Au anunțat la televizor că s-au găsit zeci de cadavre, șeful, în Delta Făcărești. Uite! Ia uite! Ce e, mă, cu mutrele astea la voi, mă? V-a speriat de trei stârvuri de nutri moarte, mă? Mi-aș trimis după cadavre? E bine, cadavre am găsit. Nu era vorba de nutri și nu vorba de trei. Zeci! Zeci de mafioți, toți cu burta la soară. Și dacă nu interveneam eu cu colegul Poponeț, s-ar fi pușcat toți între ei. Era vorba de sute, dacă nu chiar de mie. Cine cu cine se împușcă, mă, că nu pricep? Alu Igor cu alu patronul de la paintball, care și era tot mafiot, ci că era pe reglare de conturi între ei, căci că să furicesc unul pe altul. Bun, și nutria? Unde-i nutria? E nutrie? Da! Care nutrie? Când... Nu ne-am ars de nutrie? De nutrie! Deci n-ați mai venit cu nutria, nu? Nu! Nu! Că ce nu ne vâșea broasele pe la urechi? Vâși! Ăsta a făcut pe Matrix de trei ori, îți spun! Bine, mă! Foarte... Vâși! Vă sancționez! Și-mi ia uite unde noi vă stă cele! Gata, mă, ia liniște! Da, mă, zi! Sunt Kristen Kester, cu respect! Da, sunt la mine, da! Îi premie să trăiți. Ah, am înțeles. Ia uzi, mă, ce că sunteți eroi. Păi și după nu trece cine să ce șef acum? Chiar te, Poponeț? Ce? Mai pardon, noi suntem eroi. Grațiela? Și Grațiela, mai pardon și la mine că eu am făcut cea mai mare captură de droguri. Bine, mă, atunci mă duc eu. Pa, pa. Hai, iubire. Asta rămâne în secție? E de material, Ciorete! Ciorete, lasă-mi-o! Totul a fost doar o înșenare a actualului șef de secție, Mateescu, care și-a dorit din tot sufletul să mă scoată din poliție pentru că eram prea competentă. Mai mult de atât, i-a fost frică că voi arăta ce sistem ticăloșit patronează. Eu o să fiu manager! Ia stai, maș. Voi amândoi vă certați pe postul de manager? Că amândoi? Da. Amândoi. Voi amândoi. Atunci vă sancționez. Ce? Băi! Atunci vă sancționez. Ce faci,